Șeful administrației județene Sucevene, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de luni a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor de construcție a noului terminal al aeroportului Ștefan cel Mare Suceava. Gheorghe Flutur a spus în plenul Consiliului Județean că au fost finalizate procedurile de licitație pentru atribuirea lucrărilor care au rămas de executat. De precizat că CJ Suceava a reziliat contractul cu asocierea de firme care a câștigat licitația pentru extinderea terminalului de pasageri de la aeroportul Suceava. Stadiul fizic al investiției realizate este de 82%, iar valoarea lucrărilor care mai trebuie executată este de aproape 3,3 milioane de lei fără TVA. Gheorghe Flutur a spus că lucrările vor intra în linie dreaptă. În același timp, el a adăugat că la aeroportul Ștefan cel Mare Suceava urmează să fie realizată o serie de lucrări de sistematizare a spațiilor. Am anunțat că urmează o sistematizare, o regândire, o eficientizare a spațiilor în aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava. Și din acest punct de vedere, vă spun că noi intenționăm să mutăm birourile, sediul administrativ, cea mai mare parte a birourilor, deasupra garajelor, de asemenea turnul vechi de control care vine demolat, relocăm rețelele de utilități de acolo și avem în vedere amenajările pentru accesul la nou terminal și tot ce decurge de acolo. Vreau să vă spun că aici includem proiectare, avize, inclusiv execuția acestor lucrări. Fac o paranteză să vă informez că ieri am semnat contractul de execuție pentru restul lucrărilor rămase la aeroportul Ștefan cel Mare la Suceava, pentru că au fost niște proceduri de licitație, a fost desemnat câștigătorul și intrăm în linie dreaptă pentru a finaliza terminalul.